Emag Marketplace este cel mai mare marketplace din România. Asta îi aduce o notorietate foarte mare și în felul acesta îi se axează foarte mult pe bunăstarea clienților, de aceea a adăugat și indicatori de performanță în platformă pentru a se asigura că fiecare partener respectă termenii și condițiile pe care le-au semnat la început. De exemplu, că livrează la timp, că se ocupă de partea de relații cu clienții, că nu au reclamații, termenul de retură este mic și așa mai departe. Ei sunt catalogați pe culori. Apropo, acesta este un cont pe care eu nu-l mai folosesc. Este un cont în care firma a fost închisă, este lichidată, dar el a rămas deschis. Așa că o să vă dau exemplu de aici, să vedeți și voi cei care nu aveți. Aceștia sunt indicatori, ei sunt în partea dreaptă și puteți să-i vedeți. Sunt în momentul de față, cred că 14, dacă nu greșesc, sau 15 indicatori. Ideea este că cei de la EMAG vor adăuga tot timpul sau vor scoate indicatori noi. Acești indicatori sunt catalogați pe culori. Galben, pardon, verde, galben, roșu și negru. Dacă ai un indicator în verde, este în regulă. Dacă este un galben, are nevoie de îmbunătățire. Dacă este în roșu, este în pericol. Iar dacă este negru, este critic. E foarte important să știți asta. Dacă o să aveți patru indicatori în roșu, contul vostru se va suspenda pe o perioadă de o săptămână. Trebuie să dați un test și să vi se reactiveze. Dar contul nu vi se va reactiva în mai puțin de o săptămână. Apoi, dacă aveți un indicator în negru, la fel se întâmplă, codul, contul vostru va fi suspendat timp de 7 zile. Să știți că dacă se suspendă contul timp de 3 ori într-un an, calendaristic, atunci vi se va rezilia automat contractul cu EMAX și nu mai puteți vinde pe platforma lor. Bun, acum, voi tot timpul puteți desfășura, puteți vedea aici perioada în care se vor lua acțiuni. De exemplu, este în desfășurare, iar pe data de 5 a 6 2024, mai exact în luna, în luna iunie, peste 5 zile, dacă voi avea 4 indicatori în roșu, contul meu va fi suspendat. Sau dacă voi avea unul negru, va fi suspendat. Să nu vă faceți griji că dacă în momentul când o să vedeți un indicator în roșu aici sau un negru, vă gândiți, mamă, gata, mi se suspendă contul, nu, voi aveți timp până pe data când vă arată aici în desfășurare perioada aceea să l îmbunătățiți și să evitați suspendarea. Din punctul meu de vedere, dacă livrați la timp, de exemplu, service level comenzi. Să finalizați comenzile, să le predați la timp către curier, asta este foarte important, nu contează după aceea dacă clientul nu livrează în timp. Și au niște indicatori de performanță și la rândul lor vor fi penalizați de către EMAG. Apoi trebuie să aveți grijă la service level retururi, să le finalizați, retururile la timp, rata de retur produse să nu fie foarte mare. Foarte important că rata aceasta de retur de produse nu se calculează la numărul de comenzi, ci la numărul de produse din comenzi. Practic, dacă ai avut o comandă cu o bucată dintr-un produs și ai mai avut o comandă cu 100 de bucăți dintr-un produs, se va calcula rata de retur din 101 de produse și clar te va suspenda contul. Deci e foarte important să te gândești să și să ții cont că nu se calculează la numărul de comenzi, ci la numărul de produse. Dacă respecti acești indicatori, totul este în regulă și atunci tu clar poți să ai și, și vânzări. Mai aici un indicator iar pe care trebuie să ții cont culete cu tracking, să emiți avb din platforma EMAG momentul când ai câte o comandă și să livrezi cu un curier integrat în platformă. Aici mă refer semn DPD, PAN Curier sau, sau, Cargus, postul urgent Cargus. Foarte important să faci asta. Uh, retururile le-am acoperit și uh, da, cam astea ar fi cele mai importante. Să încarci factura în comandă. La fel, în momentul când o să ai o comandă, va trebui să încarci și factura pentru că dacă nu, la fel vei fi, vei fi penalizat. Asta este rata atașare facturi. Număr de reclamații cu incident în momentul când va apărea o reclamație aici, tu trebuie să o rezolvi în timpul în care îți, pe care ți-l dă platforma, pentru că dacă nu și aici îți apare în loc de rezolva status închid cu incident, îți va afecta indicatorii și tot așa. Deci e foarte important să ții cont de indicatorii aceștia, atât timp cât faci lucrurile bine, e mai va aduce și mai mulți clienți tu vei face și mai multe vânzări implicit vei câștiga mai mulți bani. Dacă vrei să afli mai multe despre modelul ăsta de afacere, eu cu siguranță te pot ajuta. Fac vânzări pe mag încă din 2018, luna aceasta am ajuns la vânzări de 485.000 de lei doar pe acest cont. bineînțeles, la început am început și eu cu 400 de dolari, toată lumea începe de jos, dar ideea că poți să-ți crești un business sănătos în timp. Și dacă vrei să afli mai multe, poți să dai click pe linkul din descriere iar eu îți voi oferi o oră de consultanță 100% gratuită. Ora poate să fie cu mine sau cu cineva din echipa mea, ideea că toți, oamenii din echipa mea sunt experți și te putem ajuta, putem discuta orice despre multe ăsta de afaceri. A, ah, deci tot ce ține de EMA, contactează-mă și cu drag te ajut. Dacă mai aveți întrebări, lăsați-le în comentarii și eu o să răspund pe viitor. Vă salut și numai bine!